Dragi studente și studenți, stimați colegi și colege, cu sentimente de bucurie și mândrie, am onoarea să felicit întreaga comunitate a Universității de Stat din Moldova cu ocazia celei de 78-a aniversare a instituției noastre. Universitatea de Stat din Moldova nu este doar cea mai mare instituție de învățământ superior din țară. Este o mare comunitate de oameni frumoși, dedicați, studioși și ingenioși, a cărei valori fundamentale sunt excelența, inovația, incluziunea și responsabilitatea socială. De 78 de ani, Universitatea de Stat din Moldova formează elita țării, pregătește specialiști pentru piața muncii și este un centru universitar de cercetare și inovare. Universitatea de Stat din Moldova a devenit un simbol a longevității, stabilității, performanței și continuității, iar viitorul va deschide noi căi pentru realizarea remarcabilă. Stimați profesori și profesoare, cercetători și cercetătoare, angajați și angajate, rezultatele expuse mai sus nu ar exista fără oamenii care zi de zi vin la locul de muncă cu bucurie și cu dorință de a excela în educația generațiilor de tineri și în domeniul de cercetare, atât de vital societății. Vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru dedicare și implicare. Sunteți de neegalat și vă îndemn să continuăm în același spirit misiunea noastră nobilă și prețioasă. Dragi bobocei, dragi studenți și studente, sunteți viitorul nostru. Aici, la Universitatea de Stat din Moldova, aveți șansa unică să vă descoperiți pasiunile și să vă dezvoltați competențele și să vă conectați cu oameni extraordinari. Imaginează-ți că ești un creator, un inovator, un lider. Aici, la Universitatea de Stat din Moldova, ai toate instrumentele necesare pentru a-ți construi viitorul pe care ți-l dorești. Profitați la maxim de această perioadă, învățați, implicați-vă în activitățile studențești, legați prietenii și creați momente care nu se uită. Cu această ocazie îmi exprim recunoștința partenerilor noștri de dezvoltare. Ne-ați fost alături în realizarea unor proiecte îndrăznețe și suntem siguri că noi și noi idei comune le vom putea realiza în viitorul apropiat. În calitatea mea de rector, vreau să vă asigur că voi depune toate eforturile ca instituția noastră să rămână lider în sistemul învățământului superior din țară, iar împreună să implementăm noi proiecte de modernizare și cercetare și să devenim egali prestigioaților universități europene. Draga noastră Alma Mater, îți dorim să rămâi bastionul cunoașterii, al inovării și spațiul în care oamenii iubesc ceea ce fac. La mulți ani, Universitatea de Stat din Moldova.